Sebastian Ghilan se aznoi dezvluiri despre Laura Codroacovesi, a confirmat Imaior întâlnirile, la comisie. Ea și Holdea aveau lecturi cu CIA video. Sebastian Ghi a făcut noi dezvluiri, în cel de-al treilea episod din interviul realizat de Ion Cristoiu la Belgrad. Conform fostului deputat PSD, Laura Codroacovesi și Florian Holdea aveau lecturi cu CIA. Pe ei nu îi interesează corupția. Hai, de, ne pe unul mare și tu scapi, asta le spuneau procurorii. Domnul Maior a confirmat, la comisie, întâlnirile dintre mine, doamna Covesi, dânsul în sediile SRI. În general, Florian Holdea se întâlnea, o chema, discuta cu Covesi mult, iar eram noi pe acolo. Câteodată discutam separat, câteodată discuta Maior cu Covesi. Pe vremea când Covesi conducea parchetul general se ocupa de multe chestiuni care, odată cu plecarea ei la DNA, s-au mutat acolo. Evident ce între Holdea și Covesi erau și alte lucruri în afara celor de siguranță națională. Cred că SRI a ajutat-o mai mult pe Codroa decât pe Ali. O ajuta și personal, și instituțional. Era meritul Codruiei ce se tătea atât de aproape de Holdea. E o chestiune de evident ce Florian Holdea și Covesi aveau lecturi cu CIA. CIA are una dintre cele mai puternice antene din zonă în România, a spus Sebastian Ghi.